Bună seara! Suntem de Yom Kippur, mare, mare agitație pe stradă. Yom Kippur înseamnă ziua ispășirii și vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă această sărbătoare. Însă e prea mare agitație, așa că o să mergem la un loc mai liniștit pentru a vă povesti despre această sărbătoare. Haideți cu noi! Shalom tuturor! Suntem de Yom Kippur sau Ziua Ispășirii, cea mai sfântă zi din an pentru poporul Israel, cea mai serioasă, să spunem așa, dintre sărbătorile Domnului menționate în Levitic, în capitolul 23. Este, de fapt, ziua când ne amintește de marele preot care odată pe an intra în Sfânta Sfintelor, despărțea perdeaua care separa cele două locuri, locul sfânt de locul preasfânt, și acolo intra, aducea jertfă pentru el însuși, pentru altar, cât și pentru popor, o singură dată pe an. Astăzi poporul Israel, conform cu ceea ce spune Levitic capitolul 23, își smerește sufletul. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în perioada aceasta de 10 zile, de la sărbătoarea trâmbițelor și până acum de ziua ispășirii, oamenii încearcă să câștige mila lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, încearcă să se împace unii cu alții, cu cei cu care au avut conflicte, își cer iertare, încearcă să se împace cu Dumnezeu și chiar fac fapte bune, pentru că oamenii aceștia cred că dacă fac mai multe fapte bune, aceștia vor fi în folosul lor și cu această ocazie Dumnezeu îi poate înscrie în cartea vieții. Însă aș vrea să spun că această smerire a sufletelor menționată în Levitic capitolul 23 pentru poporul Israel sau pentru tradiția evrească, acest lucru înseamnă post. Post negru, înseamnă post de la mâncare. Oamenii de regulă nu mănâncă și nu beau nimic în cele 24 de ore de când începe Yom Kippur și până se termină. Post de la televizor, trebuie să știți că niciun post de televiziune israelian nu transmite nimic în aceste 24 de ore, chiar puțin mai mult. Post de la radio, nici posturile de radio nu transmit nimic și post de la mașină, de la condus. După cum observați, o să vedeți și în filmulețele din continuare, nu circulă mașini pe stradă decât poliția, pompierii sau salvarea și aceștia numai în caz de urgență. În rest, nu ai voie să scoți mașina din parcare cu ocazia aceasta. Îți smerești sufletele, îți smerești trupul. Aceasta este legea pe care tradiția evrească a instituit-o și, de fapt, în felul acesta scrie în Levitic capitolul 23 că trebuie să celebrezi această zi. Acum aș vrea să vă spun că una dintre expresiile pe care poporul Israel le spune cu ocazia aceasta este Gmar Hatima Tova. Adică să ai parte de o înscriere bună. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă ți-ai făcut partea ta conform tradiției evrești, Dumnezeu te poate înscrie în cartea vieții. Însă, trebuie să spunem că conform cu ceea ce spune Noul Legământ, Noul Testament, cu ceea ce cred evrei mesianici cât și creștinii, această înscriere nu are de-a face cu faptele bune pe care le faci în cele 10 zile, nu are de-a face cu faptul că încerci să câștigi bunăvoința lui Dumnezeu, ci trebuie să aibă de-a face cu o jertfă. Ispășirea de care vorbim astăzi sau acoperirea de care vorbim astăzi nu se poate face fără sânge. Dacă în trecut marele preot aducea ca jertfă un animal și cu sângele acesta aducea jertfă înaintea lui Dumnezeu și stropea altarul, trebuie să știm că în Epistola către Evrei se spune că marele preot al nostru, Yeshua Mashiach, Iisus Hristos, Iisus Mesia, El a intrat odată pentru totdeauna locul preasfânt. Probabil că vă aduceți aminte că la moartea Mântuitorului, la Golgota, spune Scriptura că perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt pe din două de sus până jos și a făcut posibilă intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt. Așa că, dacă ne încredem în Yeshua, dacă ne încredem în Iisus, credem în El, putem să avem parte de o înscriere bună și de o înscriere în cartea vieții. Întrebarea mea pentru tine astăzi este, ești înscris în cartea vieții? Dumnezeu să te binecuvinteze!